Hello, hello! Bine v-am regăsit la etalarea zilnică pentru duminică, 17 octombrie. Bună seara dacă mă urmăriți în direct, nu uitați că sunt în chatul din dreapta, în chatul premierei, puteți să îmi puneți orice întrebare, bineînțeles, în limita bunului simț. O să încerc să vă răspund dacă pot, dacă știu ce să vă răspund. Și bună dimineața pentru cei care mă urmăriți a doua zi, duminică. Acestea sunt cele patru variante de etalare pentru ziua de duminică, o zi complicată, o zi încărcată, mai un pic și scăpăm și de Mercur retrograd, dar până acolo mai avem un hop de trecut, mai avem câțiva pași peste care trebuie să trecem în acest weekend. Vă las acum pe ecran și niște simboluri care să vă ajute în alegerea pe care trebuie să o faceți în această zi. Vă recomand să vă alegeți mai mult de o carte pentru că eu leg cumva etalările între ele. Așa că alegeți-vă una pentru voi, una pentru soț, soție, iubit, iubită, pentru părinți, pentru copii, pentru oamenii importanți din viața voastră sau pentru situații de viață. Poate vă interesează la job, poate vă interesează în dragoste, poate vă interesează de mașină, nu știți de ce vi s-a stricat mașina, hai să încercăm să aflăm de ce vi s-a stricat mașina. Indiferent ce e important pentru voi sau cine e important pentru voi, aici puteți să găsiți, dacă nu soluțiile, măcar niște răspunsuri, măcar niște direcții pe care să le investigați mai departe. Bun, și acum revenind la astrologia zilei. În această zi de duminică, zi guvernată de soare, avem pe de o parte cuadratura între soare și Pluto, și pe de altă parte sextilul dintre Mercur și Venus. Cum ar veni una bună și una rea, ca să se contracareze, să se echilibreze situația? În primul rând, hai să vorbim de partea bună. Sextilul dintre Mercur și Venus ne face pe toți mai elocvenți. Ne ajută să avem așa o voce mai dulce, mai suavă, să ne exprimăm mai frumos, mai echilibrat, să reușim să convingem oamenii din viața noastră, prietenii, colegii, familia, să-i convingem să adopte și ei ideile noastre sau să fie de partea noastră, dar așa într-un mod plăcut, într-un mod suav, fără forță, fără brutalitate. De asemenea, aici s-ar putea să apară niște oportunități financiare prin prietenii noștri, prin frați, surori, verișori, prin intermediul vecinilor sau a colegilor de școală sau de lucru. Știu că e ciudat pentru că e o zi de duminică și în mod normal nu lucrăm duminica, dar dacă aveți acest spirit antreprenorial, o să știți că un antreprenor de fapt nu se oprește niciodată. Că e duminică, că e sărbătoare, antreprenorul e acolo, băgat în priză. Așa că dacă aveți acest spirit antreprenorial în voi, fiți atenți și dacă mergeți pur și simplu la vecina la o cafea, fiți atenți la oportunitățile care poate să iasă în calea voastră. Și acum să vorbim despre partea mai puțin bună sau, hai să zicem, mai tensionată a zilei. Quadratura dintre Soare și Pluto. Quadratura este aspectul astrologic tensionat, da? Când două planete sunt într-o conversație tensionată, mai puțin plăcută. Asta da, bineînțeles că poate să aducă și tensiuni în viața noastră, poate să aducă influențe negative, dar în același timp, quadratura este singurul aspect astrologic care ne pune într-o situație atât de tensionată încât trebuie să facem ceva, da? Este aspectul astrologic care ne obligă să acționăm. Și o să vedeți în hărțile natale ale oamenilor care n-au deloc quadraturi, ăia de obicei sunt niște oameni cărora le lipsește foarte mult zvâcul ăla, forța aia de viață să se ridice de pe canapea și să facă ceva. Da, o să aibă o viață destul de ușoară, nu o să aibă mari probleme în existența lor, dar nu o să aibă nici mari reușite. Oamenii care au cele mai mari reușite, care reușesc să se ridice din condiția lor primară în care s-au născut și să evolueze foarte mult în această viață, sunt de obicei cei care au și niște quadraturi în harta natală. Așa că hai să ne folosim de posibilele manifestări pozitive ale quadraturii dintre Soare și Pluto
și să devenim conștienți de oamenii care vor să ne manipuleze sau de felul în care noi încercăm să manipulăm și să controlăm oamenii din viața noastră. E momentul ideal să renunțăm la acele lucruri superficiale la care ținem foarte mult. Renunțați la idei superficiale, renunțați la vanitate, pentru că nu vă ajută cu nimic. În felul acesta, renunțând la lucrurile superficiale și absolut deprisos din viața noastră, practic eliminăm niște obstacole din calea noastră către succes. Eliminați frica, eliminați obstacolele impuse de alții, dar și autoimpuse de către voi. Mobilizați-vă, găsiți-vă puterea interioară ca să începeți să acționați, să faceți, să implementați în viața voastră schimbările pe care le doriți. Varianta negativă la care vă rog să fiți atenți sunt exact aceste lupte de putere, riscul de a fi inflexibili, riscul de a dori să-i manipulezi pe ceilalți sau riscul ca alții să te manipuleze pe tine, de a te simți oarecum presionat să accepti ceva sau să faci ceva ce nu ți-ai dori neapărat. Fiți atenți la aceste lucruri și folosiți-vă de quadratura dintre Soare și Pluto în favoarea voastră, da? Imaginați-vă quadratura dintre Soare și Pluto ca o cisternă de benzină. Cum vreți să o folosiți? Ca să vă alimentați rezervorul și să porniți în direcția în care vreți să mergeți? Sau o lăsați să se răstoarne pe drum și să vă dea foc la casă? Alegerea este a voastră. Bun, și acum hai să începem etalarea. O să începem cu numărul 4. Ok, deci 6-le ăsta de săbii. Deja mă doare capul de câte ori a tot ieșit. Probabil că aici e cineva care tot trebuie să audă acest motiv, acest light motiv de cunoașteți valoarea și nu mai sta în situații în care lumea nu te apreciază. Că e relație, că e prietenie, că e un membru din familie, că e la locul de muncă, dacă nu ești apreciat, nu mai ai ce căuta acolo. Și asta vine și spune aici și cartea Oracol. Uite, aici a apărut sconcul. E un animal care nu se găsește în Europa, e doar pe continentul american. Și este un animal care atunci când se simte atacat, când se simte în primejdie, emană un miros foarte nociv, să-i spunem, care nu mai iese din haine. Din câte am înțeles, e foarte greu să mai scoți mirosul acelui lichid pe care îl emană acest animăluț. Putem să spunem despre acest animăluț că de fapt are o reputație, o notorietate care îl precede, pentru că toată lumea, mai ales cei care ați crescut în anii 90 cu desene animate de la Cartoon Network, știți de reputația acestui animal, de a avea acest miros atât de neplăcut și acesta este felul său în care se apără. Ei, combinația dintre aceste cărți vă transmite aici un mesaj foarte interesant. Fiți atenți! E important să fii tu autentic, exact așa cum ești. E important să nu te ascunzi în spatele unor măști false. Și e important să reții că unii oameni o să te placă și o să fie prietenii tăi. Alături de oamenii ăia te simți în siguranță și, asemenea sconcului, nu simți nevoia să îi spreiezi cu lichidul ăla groaznic mirositor. Iar alții, indiferent ce faci tu, nu o să te placă niciodată. Ei, pe oamenii ăia elimină-i din viața ta, lasă-i în urma ta, lasă-i în oglinda retrovizoare și nu te mai uita în spate. Această combinație de cărți te îndeamnă să nu te rușinezi de cine ești tu, să te accepți pe de-a întregul exact așa cum ești tu, cu bune și cu rele, cu lucruri pozitive și cu lucruri negative și să-ți canalizezi toată atenția asupra felului în care poți să evoluezi. Cum poți să devii mai bun sau mai bună zi de zi? Ce poți să faci zi de zi astfel încât să te perfecționezi? Dar fiind tu autentică, da? Fără să-ți pui măști, fără să te ascunzi, fără să te autocenzurezi. Dacă
Îți e rușine să spui ceea ce crezi, ceea ce gândești. Nu te simți confortabil în cercul de prieteni în care te afli, apoi ăia nu sunt prieteni adevărați. Dacă nu poți să fii tu însuți alături de oameni din viața ta, atunci de ce mai stai lângă ei? De ce nu caută-ți oameni noi, caută-ți prieteni noi, caută-ți colegi noi? Sunt 7 miliarde de oameni pe această planetă. Cu siguranță undeva pe această planetă o să-ți găsești oameni cu aceleași valori, cu aceleași idei, oameni cu care să rezonezi, oameni cu care să fii pe aceeași lungime de undă. Și gândește-te că acum trăiești în epoca internetului, în care poți să-ți găsești online cercurile acestea de prieteni. Nu trebuie să fie neapărat vecinul, vecina, să fie la o aruncătură de băți de tine. Poți să te conectezi cu oameni de oriunde de pe această planetă, poți să intri în contact cu oameni care au aceleași hobby-uri ca tine, cu oameni care vibrează pe aceeași lungime de undă cu tine. Nu mai sta pe gânduri și caută-ți aici tribul, caută-ți familia ta de suflet. Hai să mergem mai departe pentru cei care ați ales numărul 2. Pentru voi a ieșit aici asul de săbii și simbolul vacic, care în India, după cum știm, este un simbol sacru. Această carte oracol ne vorbește despre miracole fără opreliște, miracole care se întâmplă constant în jurul nostru. Asul de cupe ne vorbește despre creativitate, despre o nouă dragoste care poate să apară în viața voastră astăzi. Pentru cei care ați ales numărul 2, ziua de duminică o să fie una foarte frumoasă, foarte armonioasă. Și dacă ați renunțat oarecum în trecut la orice speranță de a vă găsi un partener, o parteneră, de a vă mai îndrăgosti vreodată, cu această combinație de cărți, văd că lucrurile sunt foarte posibile, orice miracol se poate întâmpla astăzi. Pentru cei care n-ați mai sperat că o să puteți să vă împliniți un vis de-a vostru, de a picta, de a cânta, de a scrie, de a juca pe o scenă, indiferent care era visul vostru, iarăși, ziua de duminică aduce miracole în viața voastră. Folosiți-vă și cei de la numărul 4 și cei de la numărul 2. Folosiți-vă de quadratura dintre Pluto și Soare. Folosiți-vă de această energie ca să vă încărcați bateriile, ca să vă umpleți rezervorul și să mergeți să vă urmați visele. Pentru cei de la numărul 4 n-are rost să vă mai fie rușine de voi înșivă, pentru cei de la numărul 2 niciodată nu e prea târziu ca să obții ceea ce îți dorești. Indiferent de vârsta la care te afli, indiferent de situația ta financiară, indiferent de situația ta emoțională, niciodată nu e prea târziu. De asemenea, pentru cei care ați ales numărul 2, este foarte important în această zi de duminică să vă evaluați foarte atent viața voastră și cum vă trăiți fiecare zi. Pentru o parte dintre voi, văd aici riscul ca în trecut să fi petrecut prea mult timp în tot felul de acțiuni și activități care nu sunt sănătoase pentru voi. Și această combinație de cărți vă îndeamnă astăzi să începeți un nou ritual sau o nouă rutină zilnică. Dacă ați petrecut prea mult timp pe internet, încercați să o lăsați mai moale cu timpul petrecut alături de device-uri. Dacă ați mâncat mai nesănătos în ultima vreme, încercați să reveniți la o dietă mai echilibrată. Poate că ați fost așa obsesivi, v-ați tot gândit obsesiv asupra unei relații care a eșuat. Azi e momentul să vă uitați foarte atent la acest as de cupe, da, la cupa goală, singură, pe care o aveți în viața voastră și să o umpleți cu lucruri sănătoase pentru voi, cu lucruri care vă fac fericiți, care vă aduc împlinire, care vă aduc bucurie, cu lucruri care vă aduc zâmbetul pe buze, care vă fac corpul mai sănătos, mai puternic, mai echilibrat. Pentru voi, în această zi de duminică, e momentul să inițiați mari schimbări în viața voastră. Și de asemenea nu uitați să fiți generoși. Pentru cei de la numărul 2, cu cât oferiți mai mult, cu atât o să se întoarcă mai multă bunăstare, fericire și bucurie în viața voastră. Hai să mergem mai departe pentru cei care ați ales numărul
3, a apărut iarăși aici câinele, de data aceasta împreună cu 6 de monede. Pentru cei care ați ales numărul 3, mesajul este foarte clar. Atunci când oferiți dragoste, afecțiune, atenție oamenilor importanți din viața voastră, faceți-o fără limite, fără opreliști, fără condiții. Pentru că aici cu 6 de monede văd că oarecum în aparență voi vreți să păstrați imaginea asta de om de familie, de persoană care ține mult la copii, care se îngrijește de familie. E posibil ca public să spuneți sus și tare că voi țineți foarte mult la valorile familiei tradiționale, dar în realitate ceea ce oferiți familiei voastre sunt doar niște firmituri. Poate că atunci când petreceți timp alături de soț, soție, fiecare de fapt stă pe tabletă sau cu nasul în telefon și de fapt în realitate nu petreceți timp de calitate împreună. Poate că atunci când vă vedeți nevoiți să stați acasă alături de copii, cum da, se întâmplă în weekend, îi puneți pe aceștia în fața televizorului să nu vă bată la cap, să nu vă deranjeze. Ei, astea sunt doar fierbinturi, asta nu e o dragoste adevărată. În realitate, astea nu sunt valorile familiei tradiționale pe care voi spuneți atât de sus și tare că le susțineți și că le implementați în viața voastră. Aici e o diferență foarte mare între fațadă, între aparență, între masca pe care o arătați lumii de om benevolent, de om tradiționalist, de om care are niște valori și principii foarte clare și de fapt ceea ce oferiți în spatele ușilor închise, în intimitatea casei voastre, de ceea ce oferiți părinților, soțului, soției, copiilor, familiei și prietenilor. Și aici, pentru cei de la numărul 3, se ridică un semnal de alarmă foarte important. Dacă o să continuați în această direcție de a oferi doar firmituri, o să pierdeți loialitatea oamenilor din viața voastră. Și aici, indiferent de situația de vârstă la care vă aflați, gândiți-vă așa, efortul pe care voi acum îl puneți în creșterea copiilor voștri, atenția pe care o depuneți acum familiei voastre, o să vi se întoarcă exact în oglindă atunci când aceștia o să fie adulți. Spre exemplu, poate aveți copii mici. Dacă voi acum nu vreți să petreceți timp alături de ei, când ei vin să vă spună ceva important, mami, mami, uite, ăsta e foarte important pentru mine, vrea să împărtășească ceva cu tine, ceva care pentru copilul tău e maximul importanței, dar tu ca adult îți dai seama că de fapt nu contează ce vrea să zică. Ei, prin faptul că tu acum, la vârsta copilăriei, îi desconsideri copilului tău ce el consideră că e important, nu te poți aștepta ca atunci când copilul tău o să fie matur și într-adevăr o să aibă lucruri importante care se întâmplă în viața lui, să simtă că poate să vină la tine și să îți împărtășească ce se întâmplă în viața acestuia. Pentru că aceste mecanisme se setează și se sedimentează din momentul în care s-a născut copilul, de când e mic. Și nu te poți aștepta ca la vârsta adultă să se schimbe așa dintr-o dată, pentru că, dintr-o dată viața asta e suficient de interesantă ca tu să fii atent sau atentă la ce are să-ți spună. Nu. Asta pentru cei care aveți copii mici. Dacă aveți deja copii la maturitate și nu știți de ce nu vă cheamă, de ce nu vă sună, de ce nu vă caută, ei, uitați-vă aici foarte atent la felul în care i-ați crescut și la felul în care ați petrecut efectiv timpul cu aceștia, pentru că nu e suficient să stai în aceeași cameră, să stai în aceeași casă, să fii sub același acoperiș dacă nu petreci timp de calitate împreună, dacă nu creezi aceste ritualuri, aceste obiceiuri de a vorbi, de a vă asculta unul pe celălalt, de a comunica. La fel e și în relații, la fel e și în relațiile de prietenie, și în relațiile de dragoste, la fel e peste tot. Pentru cei de la numărul 3, mesajul este clar, trebuie să oferiți dragoste, să oferiți atenție, să oferiți afecțiune, așa cum ar face-o un câine, fără limite, fără opreliști, fără bariere, necondiționat. Pentru că voi aici ați avut tot timpul niște condiții și a venit momentul să schimbați acest lucru.
Hai să mergem mai departe, ultimii și nu cei din urmă, pentru cei care ați ales numărul 1. Ok, 5 de săbi, cartea de trădare și arhetipul delfinului. Pentru cei de la numărul 1, astăzi e posibil să vă certați cu cineva sau să aveți discuții în contradictoriu cu cineva. Și aici vine delfinul, vine această carte oracol ca să clarifice mesajul cărții de tarot. Și delfinul vă spune că atât voi, cât și cealaltă persoană, aveți într-o oarecare măsură dreptate. Aici adevărul nu poate fi așa tranșant, foarte clar. Pentru că pe de o parte și voi aveți puțină dreptate, pe de o parte și cealaltă persoană are puțină dreptate, dar adevărul e undeva la mijloc. Și dacă nu sunteți dispuși să găsiți această cale de mijloc, dacă nu sunteți dispuși să faceți anumite concesii, atunci aici e posibil să se întâmple o ruptură definitivă între voi și persoana cu care discutați în contradictoriu astăzi. Dacă sunteți norocoși și astăzi nu vă certați cu cineva, atunci fiți atenți, pentru că în această zi o să vă dați seama că o persoană din viața voastră, poate să fie o cunoștință, poate să fie un coleg, o colegă, poate să fie cineva din familia voastră, are un temperament și o personalitate duală. Pe de o parte, poate să fie o persoană foarte dulce, foarte drăgăstoasă, foarte atentă, dar pe de altă parte, în anumite condiții, poate să fie și o persoană foarte rece, foarte tranșantă, care o să-și pună interesele sale deasupra binelui comun, colectiv, o persoană care în condițiile corecte de mediu și de circumstanțe nu va ezita să trădeze. Așa că fiți atenți astăzi la cine este această persoană atât de duală cu două fețe care este în viața voastră. Cărțile vă avertizează. Nu e neapărat cazul să vă trădeze astăzi sau să își arate pe de-antregul cealaltă față, fața nasoală, nocivă astăzi, dar aici cărțile vă avertizează să fiți atenți, să analizați situația, pentru că această informație o să vă ajute în viitor. De asemenea, și reversul medaliei este foarte posibil aici. E posibil ca astăzi să vă dați seama că o persoană cu care ați avut niște certuri în trecut, de fapt, nu știu, sub influența zilei, poate a avut o zi mai nasoală, poate că a avut o grămadă de experiențe nasoale în ziua respectivă și voi ați fost picătura care i-ați umplut paharul, dar de fapt nu e o persoană chiar atât de rea, nu e o persoană chiar atât de dificilă. Și pentru o parte dintre voi puteți astăzi să reparați oarecum o relație stricată în trecut sau să vă schimbați prima impresie falsă pe care v-ați făcut-o în trecut referitor la cineva. Astăzi e important să fiți flexibili și să acceptați că oamenii sunt duali, că au și bine și rău în ei, că uneori vă arată fața bună și frumoasă, uneori vă arată fața mai nasoală, dar asta e, suntem ființe duale, cu lumină și întuneric în noi. Important este să încercăm pe cât posibil să lăsăm lumina să radieze cât mai mult și cât mai des. Așa că dacă cineva vă cere o a doua șansă, sfatul ar fi astăzi să îi oferiți această șansă. Per total, o etalare interesantă pentru această zi de duminică. Dacă nu te-ai regăsit în varianta pe care ai ales-o inițial, du-te înapoi la începutul videoului, fă-ți o meditație, o rugăciune, bea un pahar de apă, curăță-te energetic și alege din nou, pentru că e posibil ca aceasta de fapt să fie sursa problemei, că nu ai ales cu intuiția sau că nu te-ai curățat energetic suficient de bine înainte de a-ți face alegerea. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, de-abia aștept să citesc toate comentariile voastre. Dacă vreți să mă susțineți, un like, un share mă ajută foarte mult și de asemenea atunci când vă abonați la canalul meu de YouTube și asta mă ajută foarte, foarte mult. Vă doresc să aveți o zi de duminică magică, ne vedem și mâine la aceeași oră, la ora 18:15, ora României. Pa, pa!